Eu n-am avut dreptul la o bucurie întreagă, pentru că eu suspinam pentru ea care nu erau. Fraților, de două ori de ce? Într-o zi, veți auzi că am plecat acasă, poate. Nu-i motiv de plâns. Pe două ori să mă întâlnesc cu tata, că aș mai vrea să mai stau de vorbă cu el, să mă întâlnesc cu mama. Pe două ori să mă întâlnesc cu frate scump, cu fratele Pulbra, să mă întâlnesc cu fratele Traian Dors, să mă întâlnesc cu fratele Marco Nichivor, să mă întâlnesc cu frați care m-au chemat, care m-au iubit, care s-au rugat cu mine, care m-au lăsat în urmă să predic Evanghelia. Mi-e dor de veșnicie, mi-e dor de cer. Știu că acolo n-am să mai plâng. Acolo nu o să mă mai doar inima. Acolo nu va mai fi tecuire și țipăt și durere. Acolo va fi așa de bine. Dar, fraților, chemarea asta care o am e să ajut pe fiecare să ia tot drumul spre poarta veșnicie. Tu de ce să nu fii acolo? Ce îți oferă pământul ăsta încât merită să perzi cerul, să perzi o cetate de 2400 km cu străzi de aur, cu porți de margarita, cu temelii de pietre scumpe, cu atâta frumusețe, cu atâta slavă, cu atâta fericire, să stai cu Avram, Isaac și Iacob, să vezi sfinții, prorocii, să vezi fața Domnului Iisus ca soarele la amiază. De ce să nu fii acolo? Cei care doriți în seara asta ca să intrați în Ierusalimul ăla și să fiți acolo.